Bună ziua! Sunt Irina de la Expert Crypto. Înainte să încep, vreau să vă amintesc să dați un like și un subscribe a acestui canal de YouTube, dacă vă place ceea ce vă spunem noi. Știu că nu ne-am mai văzut de foarte mult timp și a fost o perioadă foarte agitată, iar acesta este exact motivul pentru care nu ne-am mai văzut, pentru că în ultima săptămână, datorită evenimentelor care s-au petrecut, nu, crash-ul, luna și scăderea pieței foarte tare, ne-au făcut să fim un pic mai, mult mai implicați în comunicarea cu membrii noștri și nu am mai putut dedica timpul să apărem pe YouTube. Dar acum situația pare așa un pic mai calmă deocamdată, așa că ne-am hotărât să facem un video astăzi în care să vă vorbim în principiu, în mare, despre câteva proiecte din metavers. Vreau să încep să vă spun că săptămâna aceasta am văzut o scădere foarte mare pe piață, da, am văzut în noaptea de 13 mai o scădere mare, mare la Bitcoin și, bineînțeles, orice scădere la Bitcoin înseamnă o scădere și mai mare pe altcoins datorită dominanței Bitcoin pe piață. De foarte multe ori auzim fraza asta că domeniul cripto este foarte periculos, este volatil și așa mai departe. Da, perfect adevărat, dar depinde din ce perspectivă privim situația. Spre exemplu, săptămâna asta noi am făcut o analiză, am dat-o spre membrii noștri pe grupurile noastre de WhatsApp, în care am dorit să vedem exact, nu neapărat care sunt motivele pentru care cripto este corelat cu bursa, și în special cu indicii Nasdaq și S&P 500, ci mai mult decât atât, să vedem cât de mult seamănă ceea ce se întâmplă în cripto cu ceea ce se întâmplă în interiorul acestor indici bursieri. Spre exemplu, sunt platforme gratuite unde puteți să faceți grafice. Dacă vă alegeți primele 100 de monede din CoinMarketCap și le puneți pe grafic, să observați evoluția prețului de la începutul acestui an până în prezent. Deci alegeți year to date. Noi așa am făcut, nu am ales de la all time high pentru că fiecare a avut all time high-ul în timpi diferiți. Alegeți de la year to date și vedeți exact unde vă aflați în acest moment. Ei bine, noi vă spunem că făcând acest lucru veți vedea că scăderea pe cripto, deci pe primele 100 de monede din CoinMarketCap, este la același procentaj cu scăderea Nasdaq de la începutul anului și până acum, undeva la vreo 20%. De ce primele 100? Știu că mulți o să spuneți, da, dar pe mine nu mă interesează primele 100 pentru că eu am un portofoliu și multe alte monede micuțe, pentru că ele au dominanța pe cripto, da? Sunt primele 100 de monede în CoinMarketCap care în acest moment au undeva dominanță la vreo 98% pe toată piața. Asemenea, Nasdaq, care conține indicele, conține informații despre primele 100 companii cele mai mari care domină piața tehnologică, asemenea S&P 500, care conține informații despre primele 500 de companii care domină piața financiară. Și atunci e normal că atunci, când vrei să faci o comparație, să o faci exact în aceiași termeni. Bun. Alegând monedele pe care le avem noi în portofoliu, în analiză, din primele 100 din CoinMarketCap, scăderea de la year to date pe cripto este undeva la vreo 40%. Dar scăderea asta este influențată foarte tare de crash-ul Terra. Exact în ziua când luna a căzut la niveluri la care nimeni nu și-ar fi imaginat, se vede un leg foarte tare în jos, iar în mod normal scăderea de la year to date până acum ar fi undeva de până la 30%. De ce vreau să vă spun informația asta? Pentru că astăzi, zilele astea, săptămânile astea, mai mult ca niciodată, este cel mai important să ne gândim la corelarea între bursă și cripto. Știm foarte bine că bursa se deschide, noi suntem în UK. Aici este ora 2:30. Bursa abia de acum se deschide în Statele Unite. În timpul nopții și dimineața se fac mișcări pe piața cripto, vânzări de balene, trading agresiv, tocmai în prepararea deschiderii burselor. Pentru că traderii pe cripto, mulți știu ceea ce se va întâmpla și pe bursă, pentru că ei operează în ambele domenii.
Foarte mulți nu. Și atunci se încearcă manipulare de preț, astfel încât să coboare prețul cât mai mult la momentul deschiderii burselor, ca în momentul recumpărării să genereze ceva profit. Și aici mă refer la traderii pe daily, da? Pentru că în momentul ăsta nu ai altceva de făcut ca să câștigi bani în aceste condiții de bear market decât prin a încerca să faci trading și a încerca să prinzi proiecte micuțe care îți pot genera profit. Noi avem deja mai bine de o lună de când am dat drumul la grupul nostru de semnale de trading. Acum încercăm să facem un research, să facem o analiză, să vedem câți dintre membrii noștri au profitat de semnalele de trading, cât profit au făcut, unde se află în momentul ăsta. Noi avem o bănuială cam care ar fi rata noastră de succes, însă va urma să vă dăm și vouă informații. Vor urma câteva proiecte pe care le avem în considerare din punctul ăsta de vedere, deci tradingul, pentru că sincer să fim și cred că majoritatea analiștilor economici și din domeniul bursei și din domeniul cripto sunt în acord cu noi, și anume că în acest moment chiar nu știm cât va dura acest bear market. Dacă ar fi un bear market scurt, atunci ar fi totul ok, facem doar DCA. Dacă este un bear market lung, atunci trebuie să ne reorientăm un pic atenția către alte oportunități de a prinde profituri. Un al doilea lucru care ne-a motivat să facem analiza asta comparativă între cele mai mari companii din cripto și cele mai mari companii de pe bursă, este să vedem cât de mult contează practic să avem un portofoliu diversificat. Și răspunsul este că e cel mai important lucru. Am văzut foarte mulți oameni care au pierdut extraordinar de mulți bani cu lună. Bun. Dacă am fi avut un portofoliu diversificat, astfel încât monedele pe care le avem să ocupe cam același procentaj în întregimea portofoliului nostru, acest crash la luna nu ar fi trebuit să ne afecteze foarte mult. Problemele intervin când intrăm all-in. Și atunci e posibil ori să ajungem să avem un succes foarte mare, ori să ajungem la ruină, așa cum am văzut zilele astea. Un lucru despre luna aș vrea să vă spun. Sunt foarte mulți oameni acum pe Twitter, pe YouTube, care dezbat subiectul și nu uitați vorba că după război mulți curajoși se arată. Însă vreau să vă spun că în timp ce luna era pe hype, da, piața era în corecție și luna creștea, erau foarte puține voci și foarte slave care aveau ceva de spus despre codul luna. Vă rog să țineți în considerare doar un singur lucru. Există doar un singur element din tot codul Terra care a dat naștere la ceea ce s-a întâmplat acum. Altfel, blockchain-ul lor funcționează perfect. Dar acest element care a dat voie ca să se producă practic într-un scenariu apocaliptic, așa cum am văzut în acea noapte, să producă această scădere extraordinar de mare, de devastatoare pentru foarte mulți oameni pe lună, este în câteva linii de cod. Ori să analizezi un cod întreg din milioane de linii de cod este foarte greu, nimeni nu o face. Sunt foarte puțini specialiști într-adevăr pe cod în domeniul cripto care să stea să analizeze, să facă analiză de cod și să nu fie implicați în proiecte, și atunci nu o să vedeți voci prea multe, mai ales când un proiect este pe hype. Bun, vreau să închei cu asta. Astăzi vreau să vă vorbesc, v-am spus, despre Metaverse. De ce? Pentru că în toată această perioadă am văzut că foarte multe proiecte din Metaverse au scăzut extraordinar de mult. Și lumea se întreabă, măi, ce se întâmplă? S-a terminat hype-ul pe Metaverse? Asta a fost tot? Și-a lansat Facebook Meta, au zis că se redenumesc Meta. Facebook a venit apoi cu raportul financiar în care au zis că au pierdut cei mai mulți bani, de fapt, din cauza că s-au decis să se lanseze pe Metaverse. Au început să scadă proiectele din Metaverse, dar cu toate astea vedem aproape zilnic, printre proiectele cele mai mari pe Metaverse, tot mai multe companii care intră, și cred că exemplele sunt nenumărate, nici nu putem să mai ținem cont. Am fost întrebați de câteva ori de ce nu mai dăm updates despre cei trei mari player din Metaverse, Gala, Mana, Sandbox.
sunt atât de multe lucruri pe care le fac ei zilnic, atât de multe companii care intră, am văzut și bănci, instituții financiare, celebrități, case de modă, jucători de fotbal, sportivi, deci din toate domeniile, teatre, cinematografe reale care intră pe metavers. Foarte, foarte multe domenii din societatea noastră intră pe aceste trei proiecte. Gala Games, Decentraland și The Sandbox. Și cu toate astea, prețul pare să nu reflecte, nu, hype-ul ăsta care se întâmplă pe ele. De ce? Fiecare are o situație individuală, bineînțeles. Însă, sunt, cred că, doi mari factori acum care influențează, de fapt, scăderea agresivă pe metavers. 1. Gândiți-vă că aceste proiecte, și nu numai, majoritatea, sunt construite pe blockchain-ul celor de la Ethereum. În momentul când scade prețul Ethereum, automat floor price-ul, deci totalul prețului pe NFT-urile din acele proiecte, scade. Dacă vă uitați comparativ la floor price pe NFT-uri în Decentraland sau în Gala Games sau în The Sandbox, acum 2, 3 luni, 4 luni în urmă și acum, veți vedea o scădere impresionantă. Pe lângă asta, în momente ca acestea, momente de criză, este normal ca oamenii să încerce să-și minimalizeze riscurile. Ori, acest domeniu fiind destul de nou și NFT-urile fiind destul de... nu sunt așa de sigure cum ar fi să ținem bani în alte tipuri de assets, oamenii tind să se debaraseze de aceste tipuri de assets. De altfel, vreau să vă spun că în ziua de 13 mai, când a fost cea mai mare scădere pe piață, undeva la aproape 100 și ceva de milioane de dolari au fost vânduți în sand pe los, deci în pierdere. Oamenii s-au panicat atât de tare încât au crezut, nu pot face față să am acest proiect în portofoliul meu, este prea riscant și atunci vreau să scap de el. De altfel, noi vom lansa în curând pe website-ul nostru un pachet special pentru cei care sunt interesați doar de trading și nu sunt interesați de a primi advice pe alte tipuri de strategii pe care le avem noi. Așa că vă invit să dați click pe clopoțel acolo, pentru că vom veni cu acest update aici pe YouTube pentru voi, să știți exact când vom da drumul acestui program. V-am spus, noi deja avem programul lansat de aproximativ o lună pentru membrii noștri și credem că rezultatele sunt încurajatoare. Și cum v-am spus, în acest moment trebuie să căutăm oportunități noi de a genera profit, iar tradingul este unul dintre ele, deocamdată cel puțin. S-au înșelat, pentru că știm foarte bine că pe panică, pe frică, nu vindem, ci cumpărăm dacă ni se pare că încă prezintă credibilitatea acel proiect sau pur și simplu ținem, iar cu banii pe care îi avem disponibili să căutăm alte oportunități de a genera profit. Un alt lucru, pe Decentraland, spre exemplu, poate mulți știți, poate mulți nu știți. Mana, ca atare, este deținută de Grayscale în cantitate foarte mare. Grayscale a achiziționat Mana la un preț foarte, foarte mic. Este unul dintre cei mai mari holders pe Mana în acest moment. Și dacă vă uitați pe Grayscale Holdings, găsiți pe web, pe internet, veți vedea cum Grayscale s-a debarasat de o cantitate foarte mare de Mana, dar a și achiziționat. Asta înseamnă că ei fac foarte mult trading pe Mana în momentul ăsta și cel mai probabil pe short trading, de short liquidations, care să le genereze practic mai mult profit în acest moment. Gala Games este o situație diferită. Acolo este vorba de faptul că costă foarte mult să rulezi un nod de validator. E unul dintre cele mai scumpe noduri de validator din Metaverse. Și în momentul în care trecem prin acest cutremur al pieței, sunt foarte puțini oameni care se aventurează să aducă un influx de bani pe un sistem de jocuri pentru a rula un nod de validatori. Țin minte, acum, astă iarnă, dacă nu mă înșel, făcusem un pic de research și costa undeva la între 40 și 60 de mii de dolari să rulezi un nod de validatori. Este foarte mult. Gândiți-vă că în acest moment, spre exemplu, pentru Errond, costă undeva la vreo 20, între 20 și 25 de mii de dolari să faci același lucru.
Ori, având în vedere că aceste proiecte sunt noi apărute, da? Noi apărute și nu prezintă atât de multă încredere în rândul investitorilor, e automat că vom vedea mai puțin curaj în a veni cu investiții foarte mari. Însă există luminița de la capătul tunelului. Spre exemplu, Sandbox va avea un land sale în curând. Și pe lângă faptul că va avea un land sale, sunt mai multe categorii de landowners în momentul ăsta în Sandbox, care vor primi airdrops de sand. Pe Decentraland fac eforturi imense pentru a-și rezolva un pic ceva la capitolul de tokenomics. La Sandbox, de altfel, vesting schedule nici măcar nu s-a terminat. Încă probabil o să mai avem perioade în care o să vedem balene, cum le zicem noi, de fapt investitori inițiali care o să se debaraseze de sand atunci când consideră că au ajuns la un profit suficient. Și de altfel, la Sandbox am văzut lucrul ăsta. În săptămâna trecută am văzut foarte multe balene care au vândut aiurea, inexplicabil. Adică oameni care au acumulat la aproape prețul actual și au vândut ori pe pierdere, cum v-am spus deja, ori la foarte puțină diferență. Asta semnifică faptul că a fost de fapt o vânzare generată de panică și de frică și nici de cum o vânzare calculată din care s-au putut reobține profit. Însă, la scurt timp după am văzut reacumulare, ceea ce înseamnă că piața cripto și în special metaversul încă este dominat un pic de lipsă de experiență la nivelul ăsta. Cum să-ți controlezi emoțiile în primul rând, cum să faci trading avantajos și multe alte aspecte de genul ăsta la care încă clar mai avem foarte mult de învățat. Este un domeniu nou, metaversul este un domeniu foarte nou și de acum încolo vom vedea de fapt expansiunea acestui domeniu. O să facem un video în care să vă arătăm de ce credem noi și nu numai noi, dar bazat pe date reale, de ce metaversul cu siguranță va domina anii următori. Un alt aspect care a influențat scăderea metaversului foarte mare în ultimele săptămâni este apariția acestor aplicații noi, de tipul Move to Earn, Play to Earn, Bike to Earn, Trade to Earn, deci everything, Sleep to Earn, am văzut proiecte care se lansează. Odată cu apariția, sau mă rog, nu neapărat apariția, că sunt sigură că au mai fost proiecte pe lângă GMT, Step, da? Dar odată cu explozia, practic, pe care a avut-o GMT în perioada aceea, am văzut, practic, o clonare a aplicațiilor, în termen de o săptămână, două, deja apăruseră o grămadă de proiecte care erau gata să fie lansate pe Launchpads, în același stil, Move to Earn. Apoi am văzut, v-am spus, tot felul, Sleep to Earn, Trade to Earn și așa mai departe. Ideea este că întotdeauna când nu ne mai putem baza pe ceva și vedem că nu reușim să mai facem la fel de mult profit, oamenii tind să-și reorienteze atenția pe hype, deci pe ceea ce este fantastic, pe ceea ce ni se pare că va crește extraordinar de mult. Într-o zi, nu mai țin minte cu exactitate data, indicele de Fear and Greed pe GMT era la aproape 100, deci era greed maxim și cu toate astea oamenii încă cumpărau. Iar apoi a urmat un dump, ceea ce e și normal. Asta nu realizăm încă. Trebuie să ne ferim un pic de hype-uri. Se pot face profituri din așa ceva, însă trebuie să știm cu exactitate momentul în care intrăm și momentul în care să ne luăm profiturile. Să nu credem că toate mișcările din cripto, toate domeniile sau toate noile, ce știu eu, idei din cripto vor prinde și realitate. Posibil să fie avantajoase pentru o perioadă, dar probabil că foarte multe dintre ele vor dispărea la fel de repede cum au și apărut. Pentru că nu sunt proiecte cu fundament, într-adevăr. Sunt mai mult asemănătoare unor scheme Ponzi în care oamenii primesc recompense din ceea ce cumpără alți oameni. Ori la un moment dat, acest sistem, cum am văzut și la Luna, da, va face crash, pentru că la un moment dat, acei oameni care cumpără NFT-uri, token, se vor opri, pentru că își vor muta atenția către altceva. Și aici mă refer la oameni simpli, ca mine, ca dumneavoastră, mă refer la balene, pentru că ele fac jocul. Iar noi, cei care am rămas acolo, în acel proiect, sperând să obținem acele recompense imense din acel joc sau acea aplicație, vom rămâne acolo, blocați, stuck, pentru o perioadă,
până decidem să ne facem așa balanța, să vedem mai merită să mai rămân, nu mai merită, voi rămâne aici până la următorul pump sau ceva de genul ăsta. Eu vreau să vă spun că, cu siguranță, foarte multe proiecte mari din metavers vor supraviețui acestui bear market. Știți cum ne dăm seama ce proiecte supraviețuiesc? Uitându-ne pe social media. Ne uităm, sunt site-uri care fac exact asta, sentiment analysis. Ne uităm pe social media, în special pe Twitter, pe Reddit, pe Discord și vedem care sunt acele proiecte despre care lumea discută cel mai mult. Dar nu zilnic, pentru că în unele zile sunt proiecte care vor face pump și automat avem boți care vorbesc despre ele, ci trebuie un trend general să vedem. Ei bine, când avem proiecte precum The Sandbox sau Decentraland sau Gala Games și mai sunt și altele, spre exemplu avem Arcona, care recent și-au lansat aplicația mobilă, deci nu s-au temut să-și lanseze aplicația mobilă într-un bear market, ceea ce este foarte rar pentru un proiect așa de mic. Avem Star Atlas, care acum au reușit să facă un parteneriat cu The Sandbox. Avem Velas, care într-una fac marketing și vin cu idei noi. Și mai multe, avem mai multe proiecte în portofoliu care sunt din aceeași categorie. Când avem proiecte de genul ăsta, care nu se feresc din a-și cheltui banii, efortul și energia într-un bear market, atunci suntem siguri că ele vor supraviețui și după bear market. De asemenea, voiam să vă reamintesc de programul nostru de affiliates, care vă poate genera venit pasiv. Practic nu este nevoie nici măcar să aveți un abonament la noi pe website, ci doar dacă ne recomandați și alții vor decide să cumpere pachetele noastre, voi puteți câștiga bănuți din acest program. Aveți explicații despre programul de affiliate tot aici pe canalul nostru de YouTube, avem un video și de altfel avem explicații și pe website cum funcționează acest program de affiliates. Iar dacă vreți să aflați mai multe informații, vă rugăm să accesați www.expertcrypto.co.uk și să vă uitați ce avem noi interesant acolo. Când avem proiecte care sunt micuțe și se feresc și le scade market cap-ul din ce în ce mai mult, atunci stați și voi deoparte de ele pentru că nu știm încotro o vor lua. Cam atât am avut de spus pentru astăzi, vom reveni și cu alte videouri și despre alte proiecte pe care le avem în analiză, de pe Metaverse sau Layer 1 sau Layer 2 și ne vedem data viitoare. Nu uitați să dați like și subscribe. Vă pupăm! Pa, pa!